Informațiile. Austria spune nu din nou României în privința aderării la spațiul Schengen. Ministrul austriac de interne a anunțat că țara lor nu este deschisă în ceea ce privește România, țara noastră legat de Schengen, pentru că sistemul ca întreg nu funcționează, iar extinderea, spune acesta, nu este deloc oportună. Iar declarațiile acestea au fost făcute chiar în fața ministrului de interne, Cătălin Predoiu. Mai mult despre ce au discutat, dar și despre concluzii în urma acestei întâlniri, discutăm cu colega mea, Xenia Croitoru, este alături de mine cu toate informațiile. Te ascultăm, Xenia, bun găsit! Bun găsit tuturor! România va încerca în continuare să vină la standardele cerute de statul austriac, deși în acest moment consideră statul român că este suficient de pregătit și de sigur, astfel încât granițele noastre sunt sigure și pot cumva să vină în combaterea migrației ilegale, pentru că aici este o problemă, spune statul austriac, că granițele noastre nu sunt în continuare sigure și că pe aici ar trece foarte mulți migranți care mai apoi ar merge către alte state și cei mai mulți dintre ei care trec prin țara noastră se opresc cumva în statul austriac. Este și motivul pentru care Austria se opune în continuare aderării României la spațiul de liberă circulație. Nu este prima dată când se întâmplă în acest lucru. Ne amintim, la finalul anului trecut, statul austriac este cel care a votat împotriva României ca țara noastră să intre în spațiul de liberă circulație. Un vot a fost la acel moment și împotriva Bulgariei. Există și varianta în care România să se rupă și să nu mai fie la pachet cu Bulgaria pentru votul privind aderarea la spațiul de liberă circulație, pentru că Austria ar putea să reevalueze situația Bulgariei, însă nu pot reevalua situația noastră considerând în continuare că România nu este pregătită să intre în spațiul Schengen în perioada următoare. Vom vedea însă cum vom reuși până la urmă să convingem statul austriac și ce se va întâmpla, pentru că, spun surse politice, dacă nu vom reuși să intrăm în spațiul Schengen până la finalul acestui an, ne va fi destul de greu să facem acești pași și anul următor, dat fiind faptul că urmează mai multe rânduri de alegeri, atât în țara noastră, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Sunt și alegerile europarlamentare, dar și celelalte rânduri de alegeri și cumva va fi focusată toată atenția pe campaniile electorale și mai puțin pe interesul ca România să intre în spațiul Schengen anul viitor. Vom vedea însă ce se va întâmpla la acest capitol și cum vom reuși până la urmă să convingem statul austriac că suntem totuși o țară sigură.